la viitorul copiilor noștri și dacă avem pe ce umbla, dacă avem ce construi, înseamnă că există dezvoltare. Deci eu cred că asta este explicația pe care o văd normală și logică. O chestiune care a fost atinsă tot în această ședință, atât de domnul președinte Liviu Rusu, cât și de fostul președinte Gheorghe Marinescu, a fost cu banii pentru protecția socială. Se duc prea mulți bani acolo, în clădiri și așa mai departe, adică ar trebui să facem economii în acest sens? Aici, într-adevăr, e o problemă. Deci, mi-e greu să spun. Deci, noi nu suntem o țară de handicapați. Din potrivă. Foarte mulți bani, deci sume alocate pentru unități speciale, pentru persoane cu handicap, care se rup din buget, sunt importante. Deci, într-adevăr, cred că trebuie să fim mult mai atenți la aceste probleme. Trebuie să gestionăm mult mai bine problemele legate de sume alocate pentru nevoi speciale, să fim mult mai atenți la ceea ce înseamnă dezvoltare și infrastructură. Am înțeles, și înainte de a trece la drumurile județene, mă îndrept spre domnul Negrușer, facem trecerea la programele sociale, mai exact cum se desfășoară în această perioadă. Deci suntem la sfârșitul programului de pe anul trecut, când Uniunea Europeană a alocat județul nostru 619.000 tone de făină și 178.000 tone de zahăr. De această cantitate au beneficiat un număr de 43.000 de persoane cărora le-a fost distribuită cantitatea respectivă. Sigur, ei trebuie să îndeplinească niște condiții, să nu depășească 400 de lei venitul minim și suntem exact la sfârșitul programului de pe anul trecut, când au mai rămas câteva lucruri de distribuit din diverse motive, de exemplu la primăria din Năsăud nu au fost distribuite toate, este vorba de aproximativ 1000 de kilograme de zahăr și făină care vor fi redistribuite conform legislației în vigoare tot acelor persoane care beneficiază de aceste condiții și nu mai trebuie aduse înapoi în depozit ca să complicăm lucrurile. Am înțeles. Revin la domnul Luca Iancu. Nu mi-ați răspuns la întrebare, dar vă întreb din nou. Sau să reformulez. Cât de importantă este crucea de la Tihuța pentru județul nostru într-un an de criză financiară? Trebuie să spun că acum a fost destul de calmă toată lumea. Anul trecut s-a făcut un adevărat tâmbălău în Consiliul Județean în ceea ce privește alocarea acestor bani și dacă mă uit așa puțin, a fost pentru crucea de la Tihuța în două rânduri anul trecut, bani de la Consiliul Județean, în aprilie 2009 s-au alocat 600.000 de lei, adică 6 miliarde de lei, din care s-a executat structura pe care va fi plasat monumentul în formă de cruce. În luna septembrie, tot 2009, s-au mai dat încă 100.000 de lei, adică 1 miliard, până aici 7 și încă 6 acum. Vorbim de niște bani mulți. Este atât de importantă această cruce pentru județul nostru? Vreau să vă spun că această cruce de la Tihuța este un simbol. Este un simbol. Eu cred că s-a înțeles. Toți consilieri județeni, au fost tot felul de scandal anul trecut, toți au înțeles că toți banii pe care i-am discutat anul trecut s-au reflectat în drumuri, în poduri, în lucruri realizate, deținute și la termen. Eu cred că acest fapt i-a determinat, probabil acum, să înțeleagă că și acest simbol trebuie făcut. Deci eu consider că este ceva care va fi construit la limita județului nostru, limită cu Suceava, un monument care va rămâne, care nu-l duce nimeni acasă, pentru care îl felicit pe președinte Consiliului Județean că a avut curajul pe Liviu Rusu, colegul nostru, să susțină acest obiectiv. Eu îl felicit. E un tip curajos, un tip hotărât, nu oricine poate duce în spate momente de genul ăsta în care în an de criză te lupți să construiești un monument care este un simbol la limită de județ. Gândiți-vă că partea metalică are 30 de metri înălțime, ea va fi luminată, va semăna oarecum cu crucea de pe Caraiman. Eu am verificat și am fost în comisia care a fost în verificarea părții primordiale a lucrării, deci partea de betoane.
Am rămas plăcut impresionat, am fost însoțit de specialiști în construcții, oameni de mare ținută care au recunoscut că este o lucrare de mare anvergură. Deci nu cred că are cineva dreptul să conteste o lucrare pe care o vedem și care va rămâne în timp. Bun, este un lucru important pentru județ, vă las imediat, domnule Negrușer. Un lucru sfânt, l-am auzit și pe domnul președinte vorbind de semnificația sfântă a acestui monument în postul Paștelui, dar ne permitem luxul acesta într-un an de criză în care drumurile județului și comunale, să nu mai zic, arată așa cum arată? Nu este un lux. Este ieșirea din iarnă, drumurile au un grafic de reparație, un grafic de reabilitare. N-aș vrea să legăm crucea de drumuri. Eu cred că fiecare are obiectul muncii. Și fiecare are banul lui pus deoparte ca să se poată duce la muncă. Ne luptăm, să știți, cu Ministerul Dezvoltării să atragem în continuare bani pe infrastructură, pe drumuri, ceea ce o consider, încă o dată, poate mă repet, prioritate pentru la nivel de județ. Credeți-mă că Ministerul Dezvoltării este, poate că, asaltat de cererile noastre. Avem un președinte, Ioan Oltean, motorul care pistonul care împinge înainte. Deci noi suntem aia care merge la toate ministerele și unde avem miniștrii de-a noștri sau avem relația interumană este foarte importantă. Încercăm să atragem bani. Avem lucrări începute unde solicităm bani oficial, legal, avem proiecte pe rol foarte mari. Gândiți-vă că în momentul de față avem demarate în ultima perioadă, în ultima lună și foarte mândru să spun că fac parte din echipa care o reușit să promoveze aceste proiecte alături de Liviu Rusu, de Vasile Negrușel, de Mihai Bumbu, de colegii noștri. Fac parte dintr-o echipă care au atras în județ în momentul de față un proiect de 30 de milioane de euro, drumul 151 care este dat în lucru, un proiect de 36 de milioane de euro este groapa ecologică de la Dumitra Tărpiu respectiv, care deja este în lucru, deci este organizată lucrarea, este pregătită pentru demarare și vreau să vă spun că este pe Aquabis, poate cel mai mare proiect și de cea mai mare anvergură, 83 de milioane, master planul pe apă și canal. Deci eu cred că la nivelul acestor bani, care înseamnă taxe și impozite plătite în județul nostru, eu cred că suntem printre județe. Ne permitem și o cruce așa de scumpă? Nu ne permitem, ea era oricum pe rol. Deci nu ne permitem. Poate că asta ajută să întărească ceea ce am pornit. Suntem și pentru una și pentru alta, spuneți dumneavoastră. Eu zic că e un lux, dar mă rog, o să stabilim până la sfârșit, luăm un telefon în direct, spunem bună seara. Să rămână, să trăiesc domnul Ian cu domnul Negrușări. Bună seara. Sănătate. Doamne ajută, Doamne ajută. Ceva frumos, ceva. Auziți dumneavoastră, domnul Ian cu domnul Negrușări. Noi cetățenii așa de râm mai jos. Să ne punem întrebarea domnului Iacu, domnule Negrușări. Cum a ieșit țărata din criză? Prin ce metodă? Prin ce fel va ieși din criză vom putea înainta? Eu gândesc, domnul Iacu, că numai și numai agricultura ne-a putea ridica și avansa. Pare cum atâta șomaj, atâta lipsă de locuri de muncă. Gândiți-vă, și numere la bugetul de stat, la pensii, numere bani, dacă nu se... Nu se lucrează. Nu se lucrează. Ce vom face? Cum vom ieși? Cât timp va dura? Noapte bună! Noapte bună, mulțumim pentru intervenție, domnul Bozășan. O să primiți un răspuns din partea invitațiilor mei chiar acum, domnul Iancu, dacă vreți să spuneți ceva pentru domnul Bozășan. Mă bucur că ne-am reauzit, domnul Bozășan, n-am mai fost de mult la o emisiune televizată și chiar sunt bucuros că ați intervenit. Să știți că una din oportunitățile de a ieși din criză ale țării noastre este agricultura, aveți dreptate. Este poate varianta optimă de a gândi, dar asta presupune să și lucre în țara asta, domnul Bozășan. Deci dacă toți încearcă să gândească cum să devină bogat de azi pe mâine, nu vom ieși din criză niciodată. Deci eu cred că una din oportunități e agricultura. Nu a fost o țară agrară, trebuie să recunoaștem. Deci n-a fost modernizată decât forțat. Am ajuns la un modernism și la o fază tehnologică a industriei românești în perioada cealaltă, poate un pic forțată, dar foarte interesantă, cu foarte mulți ingineri, cu foarte mulți specialiști, care poate că acum nu mai au darul. Legat de agricultură, spune asta domnul deputat Ioan Oltean, că se lucrează la măsură. Să știți că sunt niște proiecte pe rol foarte interesante legate de agricultură. Nu cu